Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea de autor Noi despre Noi. Suntem în plină vară, iar canicula ne aduce multe surprize negative, de care trebuie să ne protejăm și să fim bine informați. Vorbim astăzi despre supravegherea unităților de producere a alimentelor, despre supravegherea comerțului, distribuției și consumului produselor alimentare. Apoi vom dezbate și tema odihnei de vară a copiilor. Apar întrebări stringente, precum ar fi ce se întâmplă în taberele de vară, unde își petrec timpul copiii noștri. Putem intra în cafenea sau orice patiserie, siguri pe faptul că nu ne vom otrăvi procurând un produs sau altul. Avem încrederea că produsele alimentare pe această caniculă sunt păstrate conform normelor sanitare. Desigur, vom afla din prima sursă astăzi cine protejează consumatorul și care sunt pașii întreprinși pentru ca produsele noastre să fie puse pe tejghea calitativ. Invitatul din această seară este Ion Toma, director adjunct al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Bună seara și bine ați venit la noi în platou. Bună seara, bine v-am găsit. O temă fierbinte, o temă actuală, o informație pe care eu am încercat să o mai analizez și am înțeles că aveți o muncă enormă, pentru că este vorba despre un organ creat nu de mult, o instituție care își are acum o activitate destul de fructuoasă, dar vreau să încep cu informația pe care am găsit-o în presă și în special despre ședința de guvern de ieri, în care s-a emis o hotărâre și a fost aprobată pentru sporirea calității controalelor privind siguranța alimentelor și modificările au fost efectuate urmare a reorganizării agenției și extinderii atribuțiilor instituției în contextul reformei controalelor de stat. Ne puteți spune câte ceva la acest temă? Da, este adevărat. Ieri a fost aprobat regulamentul nou de funcționare a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, care include mai multe reforme, dar să începem de la început că Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a fost creată în anul 2013. Scopul, de fapt, creierii al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor a fost de a crea în Republica Moldova o unitate, o autoritate cu drept de control pe tot segmentul alimentar, de la câmp la masă și nu numai alimentar. Trebuie să cunoaștem că Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor are mai multe domenii de supraveghere. Este și domeniul agricol, domeniul protecției plantelor, domeniul sanitar-veterinar, semincer, protecției consumatorului, etc. Ieri, în ședința Guvernului, a fost aprobat regulamentul nou a agenției, care la fel prevede modificarea regulamentului de funcționare. De ce după 2013 acum s-a purces la acest pas? Deci, din 2013 până în perioada respectivă și mai concret până la finele anului 2017, către agenții au fost treptat transmise toate atribuțiile pe domeniul alimentar, dacă să vorbim despre domeniul alimentar. Și anume vorbesc despre atribuțiile pe tot segmentul alimentar, au fost transmise prin legea 131 și prin legea 185 de la finele anului 2017, au fost transmise atribuțiile pe domeniul protecției consumatorului, ceea ce prevede examinarea tuturor petițiilor și reclamațiilor, atât pe achiziția produsului alimentar, cât și pe achiziția unui serviciu în domeniul alimentar. Alt domeniu care a fost transferat Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor este Inspectoratul Produselor Alcoolice. Și a treilea domeniu este siguranța ocupațională, iarăși pe domeniul de competență a agenției și anume pe domeniul alimentar. Aceste lucruri credem că sunt în sprijinul agentului economic sau operatorului din domeniul alimentar, deoarece atunci când este o singură autoritate care supraveghează tot lanțul alimentar și nu tot lanțul alimentar de la câmp la masă, cum am expus anterior, este mai ușor, mai simplu și pentru acel operator să activeze, să înțeleagă ce el trebuie să respecte, să înțeleagă ce el trebuie să îndeplinească în sensul inițierii unei afaceri sau unei activități în domeniul alimentar. Și anume perioada aceasta
a fost pentru a concentra toate atribuțiile într-o singură unitate. Este benefic pentru cetățean și pentru agent economic toate aceste schimbări? Suntem siguri că aceste modificări, inclusiv cele care au fost examinate ieri în guvern, sunt benefice pentru operatorii din domeniul alimentar și domeniul agroindustrial asupra căruia agenția are supraveghere. Este într-adevăr un proces destul de bun și un proces care noi suntem siguri și nu numai noi, dar operatorii o să vadă în toate beneficiile atunci când este o autoritate și când o autoritate eliberează un document permisiv, este una. Dar când erau mai multe și alergai dintr-un birou în altul, agentul economic, da? Trebuia să facă mai multe drumuri, etc., atunci este alta. Considerăm că o să fie... Deci să sperăm că elementul birocratic va fi un pic diminuat, evident, și nu vor avea de alergat și de parcurs. Considerăm că este un sprijin foarte bun pentru... Și totodată să înțeleg că la fel în această reformă a fost stabilită lista instituțiilor publice subordonate a ANSA, da? Dacă să vorbim prin reorganizarea agenției care a fost examinată ieri, într-adevăr, pe lângă reforma instituțională sau reforma administrativă la nivel teritorial, către agenții au fost concentrate încă 4 laboratoare, care la fel o să, prin asimilarea acestor laboratoare, asimilarea celor metode de investigații de laborator acreditate și recunoscute, atunci capacitatea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor ca autoritate de control, evident că va spori și va ajuta la îndeplinirea celor programe naționale de monitorizare atât a produselor alimentare, a sănătății animalelor și a produselor de uz fitosanitar. Să înțeleg că unul din obiectivele majore pe care le urmărește statul este ca să fie racordate toate criteriile calitative pentru ca produsul nostru să poată fi vândut pe piața Uniunii Europeană. În genere, ca produsul nostru să fie sigur și calitativ, în primul rând pentru noi, cetățeanul nostru, și evident că obiectivul este de a lărgi acea listă de produse, în special de origine animală, admise pentru export, atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru partea de est și, în genere, pentru toată lumea. Noi exportăm produse agroalimentare în mai mult de 70 de țări, cu un asortiment destul de mare, cu excepția produselor de origine animală care sunt produse cu un risc mai sporit, dar avem exporturi și de acestea și în țările CSI și în Uniunea Europeană și în țările arabe. Dar este adevărat că facem sau întreprindem acum acțiuni în comun cu operatorii din domeniul alimentar, fiecare își face tema lui de acasă, pentru a lărgi acea listă admisă de produse de origine animală. Am înțeles. Prezența dumneavoastră, reprezentarea pe teritoriul întregii republici, cum se efectuează? Astăzi încă reprezentarea teritorială a Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor este în 37 de subdiviziuni teritoriale amplasate în toate raioanele țării. Reforma care a fost ieri deja inițiată, să spunem așa, o să prevadă reducerea acestor subdiviziuni teritoriale, o să devină 23 de subdiviziuni teritoriale, care scopul care este nu este altceva decât consolidarea Autorității Naționale pentru Siguranța Alimentelor, mărirea capacității și... Deci, să înțeleg, sunteți prezenți, începând de la cel mai sudic sat, cel mai nordic, estic, vestic. În fiecare raion, raion al Republicii Moldova, este prezentă autoritatea Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor prin intermediul inspectorilor care fac parte din subdiviziunile teritoriale, raionale și municipale. Da, eu acum am să spun ceva din percepția mea ca jurnalist care anul trecut, unde nu mergeam și mă confruntam cu informația privind o instituție formată, nou formată, era, de la început omul era lipsit de informație necesară ce ține de cine sunteți voi, cum sunteți, de ce sunteți și când vă pot găsi. De ce? Eu am să vă întreb, cum percepe acum, în 2018, un producător și un cumpărător activitatea ANSA? Deja știi cine sunteți?
Credem că atât consumatorul cât și operatorii din domeniul alimentar sau din domeniile de supraveghere a agenției cunosc cine este Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Da, într-adevăr, din 2013 până astăzi, site-ul nostru oficial a fost de mai multe ori ajustat cerințelor, ajustat celor necesități care dorește consumatorul. Au fost plasate informații iarăși în sprijinul operatorilor și consumatorilor. Dacă să vorbim de consumatori și linia fierbinte și linia vaide și despre ea și aveți, dacă vorbim despre operatori, practic toate ordinele, toate procedurile ce ține de control, toate ordinele care trebuie respectate de către acești operatori, actele legislative se plasează pe site-ul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Deci sunteți transparenți. Da. Un moment foarte important, că permanent când agenția își evaluează activitatea, spre exemplu, pentru un an de zile trimestrial, etc., acele rezultate sunt plasate pe site-ul agenției. Pentru anul 2017 chiar am elaborat un raport foarte bine detaliat ce ține de rezultatele activității agenției pentru anul 2017. Este foarte detaliat și este atât și pe site și este și publicat în materiale. Da, mai pe la finele emisiunii am să vă întreb despre o situație. Știu că aici, la tot ceea ce povestiți dumneavoastră, ați mai avut totuși din 2013 și niște situații mai dificile, niște conflicte sau niște momente pe care le-ați depășit sau în care ați fost implicați și ați trecut de ele, dar vorbim mai târziu. Acum vreau să trecem la practic, la modul practic și să începem cu o temă pe care acum cu siguranță interesează, o vor urmări telespectatorii noștri. Este vorba de activitatea taberelor de vară și aspectul alimentar, cum sunt hrăniți, care este calitatea acestor tabere. Spuneți-ne câte tabere sunt și de fapt, când ați fost și le-ați verificat? De fapt, taberele de vară sunt incluse în lista acelor unități din domeniul alimentar cu un risc sporit și vreau să vă spun că în Republica Moldova de către ANSA au fost acceptate pentru activitate pentru anul 2000 sau pentru perioada estivală 2018, au fost acceptate 74 de tabere cu sejur staționar. Da, iată, avem și niște imagini de la o tabără pe care ați verificat-o, să înțeleg, da? Da, este adevărat. Înainte de începerea acestui sezon, chiar toată... Încă o dată cifra? Câte sunt? 74 de tabere. 74 de tabere. Care, orientativ, o să asigure odihna a 60.000 de copii. 60.000 de copii. Pe toată perioada estivală. Deci, ce pot deci, să spun? Sejurul constituie 2 săptămâni, 14 zile, da? Cam da, așa undeva. Da, da, așa e. Deci, începând cu luna aprilie, acestui an, finele luni, a doua jumătate a lunii aprilie și toată luna mai, de către inspectorii agenției, a fost evaluate toate aceste tabere. În primul rând s-a evaluat care a fost acea dinamică de înlăturare a neconformităților stabilite la finele sezonului 2017. Mai apoi au fost înaintate careva prescripții pentru acele tabere care de la prima etapă nu au fost acceptate. Am avut și așa tabere care din prima vizită a inspectorilor ANSA nu au fost acceptate pentru a practica așa domeniul. Serviciu. Până în final, de ce am început din luna aprilie, ca acei operatori care într-adevăr își doresc să asigure acea odihnă la nivelul corespunzător, își doresc ca copiii noștri să vină sănătoși și să plece de la tabără sănătoși, să înlăture toate neconformitățile și să se conformeze. Și la finele lunii mai am avut o întrevedere foarte, foarte bună cu toți managerii acestor tabere, inclusiv șefii. Este vorba de toată Moldova? Toată Moldova, da. La finele lunii mai a fost acea întrunire. Unii au participat managerii instituțiilor respective și au participat șefii de producere.
anume acele persoane care se ocupă de organizarea activității taberei și organizarea recepției produselor alimentare și supravegherea și responsabilitatea de blocurile alimentare, respectiv de calitatea și siguranța bucatelor. Acolo, în 2017 ați avut careva petiții, careva plângeri pe tabere? În 2017 am avut și un caz de intoxicație alimentară, numai că atunci, în urma desfășurării anchetei epidemiologice, s-a stabilit că niște copii au călătorit și au achiziționat niște produse întâmplător achiziționate pe unii, s-a oprit acel autocar. În final nu a fost nimic cu gravitate înaltă, copiii ușor au revenit și adică cazul am avut așa un caz. Dar de aceea și s-au întreprins toate aceste măsuri în acest an. La acea ședință am dezbătut foarte multe subiecte interesante. Vorbiți despre ședința finele lunii mai, începând de la modalitatea de achiziție a produselor alimentare, ce documente trebuie să fie, cum trebuie să fie acel transport, ce cerințe trebuie înaintate față de acel potențial furnizor de produse alimentare. Și finisând evident cu desfășurarea sau corectitudinea desfășurării acelui proces tehnologic de pregătire, procesarea produselor alimentare și pregătirea bucatelor, deoarece avem produse alimentare cu un risc mai mic. Da, și e vorba de călduri, de caniculă și aici evident, sunt niște momente. Evident, aici se combină în primul rând riscul, în ce constă, că avem copii mulți, concentrați într-o tabără. Doi, avem pătura de consumator mai sensibil, să spunem așa, fiindcă copiii sunt consumatori și sunt mult mai sensibili. Și trei, evident că este perioada caniculară care trebuie luată în calcul și, în primul rând, acei operatori care și-au propus activitatea respectivă. Dar aici controlele nu se vor opri, controlele vor dura toată vara, vor fi desfășurate după finisarea, spunem așa, ciclul de odihnă, 14 zile, periodic aceste tabere vor fi examinate. Eu să înțeleg că ele sunt inopinate. Nu îi anunțați când vă duceți, că altfel ar fi banal. Nu. Se anunță numai niște audituri care pot fi și care necesită ca acel operator să pregătească partea documentală. În cazul controlelor oficiale, evident că aceste controle nu se anunță, ele sunt inopinate, deoarece asta e și sensul de a constata și a stabili realitatea lucrurilor. Care este, dar în cazul în care se întâmplă că un părinte vede ceva neconform, ce se întâmplă? Ce trebuie să facă primul lucru? Un părinte, evident că sau copilul îl sună și îmi spune mama, îmi este rău. Sau... Evident că prima ce ar trebui să facă un părinte trebuie să se deplaseze la fața locului, dacă copilul nu este mic, trebuie să se deplaseze la fața locului și să stabilească, să aibă un contact, o discuție cu persoana responsabilă din instituția respectivă, dacă este tabără sau dacă este școală, nu știu ce. Asta el, în primul rând, trebuie să facă. Trebuie să, evident că dacă sunt careva dubii și sunt suspecții că ar putea fi o intoxicație alimentară, evident că acel părinte poate să facă o adresare la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor Teritorială sau nivel central, ca în mod operativ, deoarece aceste lucruri, aceste situații se examinează fără niciun fel de planificare, ele se examinează urgent, se lasă, dacă merge vorba de o subdiviziune teritorială, lucrurile planificate se lasă puțin într-o parte și se concentrează. Dacă după aceea nu mai găsești nimic și nu mai poți să demonstrezi. Se concentrează anume pe cazul respectiv și se încearcă, adică se face accent pe un control foarte cărturar pentru a stabili anume s-a confirmat, nu s-a confirmat. Deoarece am avut multe situații anul 2017, dacă se vorbim, când intoxicațiile alimentare sau infecții respiratorii se confundau cu intoxicații alimentare. Avem multe cazuri. Păi da, este și centru medical în toate taberele. Evident, dar să știți că părinții bine s-a adresat la centru medical, sora medicală i-a livrat informația care există. Dacă părintele este
convins că totul este bine și nu este nicio problemă din punct de vedere alimentar sau a condițiilor de trai de a copiilor, da, în tablă, fie vorba evident, despre alt... igienă, nu numai în blocul alimentar, igiena în cămeri, igiena în toalete, în toalete, evident, aceleași respectarea acelor reguli simple de a asigura acele condiții de spălare pe mâini înainte de a lua bucatele, etc. Produsele de curățat, probabil, evident, prezența detergenților, prezența... un moment foarte de o altă calitate decât pentru maturi, eu... Evident, da. Sper că astea toate... Un moment foarte important, am adus aminte discutând cu dumneavoastră la acea ședință, am vorbit și am rugat acei gestionari de tabere să promoveze sau chiar să facă niște programe foarte scurte, să promoveze o alimentație corectă a copiilor și am în vedere ce produse se poate de consumat, igiena, uleiuri prăjite de 2-3 ori, da. Igiena alimentară, igiena consumului produselor fără procesare, vorbim de produse care direct se poate de consum același măr, trebuie să-l speli, să ți speli pe mâini, adică niște lucruri foarte simple au fost primite cu deschidere acestea. Noi, la nivel teritorial permanent, îi consultăm în acest aspect. Adică, să sperăm că totul se va întâmpla exact așa cum v-ați planificat. Sunt niște lucruri de profilaxie, niște lucruri care credem că o să dea rezultate și anume rezultatele ne le așteptăm să avem un sezon de odihnă fără situații neplăcute. Să dea domnul. Trecem la o altă temă la fel de importantă. Este vorba despre produsele neconforme, expirate sau alterate. Câte produse sau aceste produse neconforme au fost retrase și ce se întâmplă cu ele? Niște date statistice din 2017-2018 și care este baza legală la acest capitol? Este un domeniu foarte și foarte important, deoarece cunoaștem că în rețeaua de comerț, în genere, în industria alimentară, se întâmplă că o mare parte de produse alimentare, orică, fiind ca produs finit, ele expiră termenul, ori în procesul tehnologic, ca materie primă, acest produs devine neconform și nu poate fi utilizat în procesare. Aceste produse sunt. Ele sunt constatate în toată rețeaua, atât la întreprinderi de procesare, sunt constatate la piețele agroalimentare, sunt constatate și retrase în magazinele alimentare. În supermarketuri sunt retrase de multe ori, de multe cazuri, când agentul economic conștient le retrage și încearcă să le utilizeze când se descurcă. Iată, avem niște imagini. De fapt, tot procesul acesta este reglementat prin legislația națională, dar acum iarăși suntem într-o perioadă când cadrul legal ce ține de retragerea și nimicirea sau utilizarea condiționată a acestor produse neconforme este revăzut și acest cadru legal include practica internațională a multor țări. Care e destinația lor? Destinația lor este utilizare condiționată. Așa. În dependență de ce produs este retras de pe piață, acest produs se supune unei prelucrări speciale care poate, ca urmare, poate să devină hrană pentru animale de companie, ca urmare, poate să devină ca materie primă pentru producerea biogazului. Dacă produsele sunt constatate neconforme, dar termenul lor este valabil, pur și simplu are niște chestii, atunci sub supravegherea medicului veterinar, aceste produse pot fi în unele cazuri admise în alimentația sau în hrana animalelor. Deci, în dependență de caz, se aplică aceste măsuri. Important și firesc este că aceste produse nici ca cum nu trebuie și nu pot să fie returnate în circuitul alimentar. În acest context, de către a fost aprobată legea 231 cu unele modificări în 2017 care privind comerțul intern, reglementează comerțul intern. Această lege reglementează strict sau clarifică strict o problemă care ea de mult persistă și anume interzice categoric returul produselor alimentare neconforme, inclusiv cu termen de valabilitate expirat, a celor furnizori, fie el producător, fie importator. Magazinul sau persoana, operatorul din domeniul comerțului, este responsabil de gestionarea și utilizarea acestor produse alimentare.
În acest context, noi sau în scopul ajutării operatorilor din domeniul comerțului și alimentației publice, am avut mai multe întruniri cu ei la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, cu asociațiile care cuprind rețelele mari de magazine, cu reprezentanță chiar a rețelelor, ca în final, în comun cu ei, adică am în vedere că a fost elaborat de către agenție și coordonat cu mediul de afaceri din domeniul respectiv, a unor recomandări, aceste recomandări sunt plasate și pe site-ul agenției, care ajută sau care sunt emise în ajutorul agentului economic în vederea gestionării acestor produse care prezintă, ne dăm seama că prezintă un risc. Pericol. Și anume, corectitudinea retragerii de pe tejghea, corectitudinea păstrării acestor produse, fiindcă o bună parte din ele au nevoie sau necesită de un regim special de păstrare. Da. Corectitudinea de livrare acestor produse și unii aceste produse pot fi distribuite pentru a fi utilizate condiționat. Cerințe față de transport, cerințe față de acele spații sau vase unde aceste produse pot fi păstrate, evident. Și dacă toate lucrurile acestea nu se respectă, aceste produse... Evident, dacă aceste lucruri nu se respectă, imediat apare riscul, fiindcă ele, evident că dacă sunt cu termen de valabilitate expirat, spunem așa, siguranța lor, nu mai putem vorbi despre siguranța lor, garanțiile... Dar de multe ori, chiar dacă sunt valabile, ele ajung în... Da, poate să fie și așa ceva, cum când vorbim de un produs conform, neconform, putem vorbi și de un produs, pur și simplu, care calitățile lui de siguranță și calitate s-au denaturat pe parcursul din păstrării. Din motiv că nu au fost păstrate, nu au fost transportate corect, nu au fost... Da, evident, că nu s-a respectat condițiile regimului termic de păstrare, au fost deteriorate în procesul de încărcare-descărcare și evident că dacă s-a deteriorat ambalajul care protejează în principiu produsul de factorii externi, inclusiv de contaminare, evident că aceste produse devin neconforme și evident că devin cu pericol și nu pot fi admise în consum. Că, deoarece când vorbim de neconform sau de neconform, nu vorbim numai despre produse expirat. Vorbim de toate produsele care pot prezenta un risc. Un risc. Aici, analizând materialele pe care mi le-ați oferit și le-am vizionat, am văzut așa o situație, că magazinul, deci operatorul care vinde produsul, da, încheie un contract cu importatorul. Vorbesc despre citrice, produsele care sunt importate. Acesta, ori din lipsă de comunicare, ori din alt motiv, nu transmite informația pe care îi oferă importatorul și consumatorul nu știe ce este cu acest produs și cum el trebuie cumpărat, în ce condiții trebuie păstrat și doi, ce prezintă el, cu ce a fost tratat, cum trebuie să-l aduci acasă, să-l speli, să nu-l speli, să-l ții în apă, nu știu ce. De ce se întâmplă acest lucru? Și o să avem, am să regia să pună după aceea un inspector care este nemulțumit de niște lămâi care importatorul clar a fixat pe informația, pe nota informativă, pe Abtibild ce se întâmplă, însă la magazin acest lucru era lipsă. Este adevărat, de fapt este o înșelare a consumatorului și o ducere în eroare a consumatorului, deoarece mulți operatori își permit să nu respecte acel proces de marcare și etichetare acestor produse vegetale, dacă să vorbim de fructe și legume, și evident că duce în eroare consumatorul ce ține de proveniența acestor produse, de calitatea lor, sau de originea... Este moldovenesc, dar el nu este originea produs moldovenesc. Lor, așa. Și așa mai departe. Și atunci sunt situații când, într-adevăr, este o încălcare a dreptului consumatorului. Mai mult ca atât, dacă să vorbim despre legume, în special legumele tuberculei sau care cresc în sol, aceste legume categoric nu se permite să fie, trebuie să fie spalate, să fie curățate, să nu prezinte pericol. Da, pericul. Eu îmi cer scuze, dar de multe ori în supermarketuri cartofii, să zic, sau cartofii dulci sau usturoiul sau ceapa sunt pe tarabă în așa niște condiții urâte. Este adevărat, se întâmplă cazuri când constatăm acele neconformități cu regret, aceste neconformități se întâlnesc în rețeaua de comerț.
chiar și în materialele dumneavoastră care le-am văzut, am de mai multe ori acest subiect apare în vizorul agenției. Evident că se aplică și sancțiuni, se aplică și măsuri de retragere acestor produse și așa mai departe. Eu vreau neapărat să vadă telespectatorii ce se întâmplă cu lămâia. Vă rog frumos video-ul. Biotin, dazol, fenil, fenol și imazalil. De pe ambalaj, ele văd că nu sunt tratate dacă este ambalaj original. Dar dacă nu este ambalaj original și unele produse sunt tratate, și atunci dumneavoastră nu informați consumatorul. Ceea ce înseamnă că produsul, înainte de a fi consumat, trebuie spalat. Când sunt tratate cu astea trei produse, când vin pe etichetă. Și dumneavoastră la fel pe etichetă, când îl vindeți, unde se vând astea? Vedeți? Tot așa. Tratate sau nu sunt tratate? Astea nu sunt tratate, înseamnă că nu trebuie scris. Dar dacă sunt, de obicei, lămâile sunt tratate și atunci omul cum le consumă? Consumă cu tot cu coajă. Pentru că sunt vitamine. Da? Avem coajă în vitamine, așa e povestea. Dar în coajă este fenol și imazalil și așa mai departe. Am și să ajung și acolo la turci, mai puțin informații, dar uite. Și fata și ea sprinte, nu văd că nu crede. Ei, faci față. Perioadă. Da. Nu, e bine. Da, nu sunt mari. Același lămâi. Da. Același pușcător. Da. Sunt și mănuși pentru... Da. Da, mie îmi pare foarte rău de ceea ce se întâmplă în unele supermarketuri de la noi, pentru că să înțeleg că la tarabele de la piață sunt mai frumos aranjate aceste fructe decât în acest supermarket. Știți, în acea perioadă când au fost petrecute aceste acțiuni de inspecție și control, într-adevăr, noi ne-am ciocnit cu niște lucruri care în multe cazuri au dat dovadă de categoric lipsa unui marketing corespunzător, lipsa unor sau respectarea unor reguli și unor cerințe în plasarea acestor produse la tejghea și, cum ați văzut și dumneavoastră, categoric lipsa oricărei informații pentru Absolut, consumator, da. Ce fel de produse, cu ce a fost tratat, dacă a fost tratat și ce trebuie să facă, cum trebuie să se comporte. La câte supermarketuri, magazine de acestea avem noi în Chișinău, vreunul din ele a fost închis pentru așa ceva, pentru așa porcării? Pentru aceste încălcări, în primul rând, se aplică măsuri de sancțiuni în conformitate cu codul contravențional. Procedura de stopare a activității prevede niște etape, dacă numai în cazul când operatorul nu se conformează și prelungește în cazul dat, inducă în eroare sau altă încălcare care este, atunci evident că se inițiază procedura de stopare a activității acestui operator. Toate controlele care s-au finisat cu constatarea unor încălcări au fost monitorizate, acești operatori au fost monitorizați la prima etapă, pe lângă acel proces verbal de constatare și contravenții cu aplicarea amenzii, a fost emisă și prescripții de înlăturare a unor neconformități și încălcări în unele cazuri și înlăturarea lor a fost monitorizată. Da? Da, eu nu prea exact. Am auzit să fie închis. Sper că am să intru și eu odată într-un magazin de acesta și voi vedea. Da, și dumneavoastră ca consumator puteți să ne semnalizați dacă da, trebuie toată ziua să stau numai cu semnalizări în cazul ăsta la supermarketurile acestea. Eu în principiu pot să spun că consumatorul, noi ne uităm și după fluxul de acele petiții care vin, care au fost până la transmiterea tuturor atribuțiilor și după transmiterea acelor atribuții, consumatorul Republicii Moldova este foarte informat și este foarte activ. Da, și responsabil? Și responsabil, exact. De aceea ne ajută foarte mult, printre altele, acele acțiuni a consumatorului ne ajută foarte mult. Neapărat vreau să vorbesc despre culinăriile din
din cadrul acelorași magazine, pentru că este un aspect care la fel provoacă un focar de infecție. Și ce se întâmplă la acest capitol și ce întreprindeți, câte ori ați fost și le-ați verificat cum ei pregătesc această mâncare și ce este la acolo, acest... De fapt, vă rog frumos, trebuie... regie, să puneți niște imagini pe care le-am văzut că inspectorii au fost în culinării. Trebuie să știm că culinăriile și în genere efectuarea controlului oficial este strict reglementat și este stabilit prin luarea în considerație acelor riscuri care există la una sau altă unitate. Culinăriile sunt unitățile cu risc sau magazinele în cadrul cărora activează este culinării, sunt unități cu risc. Și evident că aceste unități... Da, sunt la modă. Că omul se duce la amiază și își cumpără 200 de grame de probabil că sunt, de salată, pentru consumator. Dar știm mai ce mâncăm pentru, după aceea. Pentru unii consumatori este la modă sau este comod, care nu își permite, nu are timp să pregătească acasă, a trecut mitul țara. E adevărat că din produsele pe care ei le au se pregătește toată asta? Produsele alimentare, bine, se constată și încălcări în funcționarea acestor culinării, cum sunt încălcări și în genere în blocurile alimentare de orice categorie, că e cofetărie, că e cafenea, restaurant, inclusiv și bloc alimentar, se constată și încălcări privire la neconformitatea materiei prime utilizate. Dar vă spun că sunt monitorizate de către agenție și sunt plasate în unități cu risc sporit. Vedeți aici preparate culinare. Deci aici știu că am auzit și sunetul și știu că doamna a întrebat de ce nu este indicat la aceste produse ora prezentării ei pe teșghea. Pentru că această mâncare are 3-4 ore doar probabilitatea sunt de a fi... Sunt produse alimentare care, în dependență de receptura care o conțin și de acele componente care intră acest produs, au un termen strict. De care este stabilit nu în zile sau săptămâni, dar este stabilit în ore. Și acel producător de aceste produse culinare este obligatoriu, pe lângă acea fișă sau acea evidență internă care ar garanta o ducere a trasabilității foarte detaliate, ceea ce face el în interiorul culinăriei și din ce materii prime și așa mai departe, de la primirea materiei prime până la plasarea bucatelor gata. Nu este o etichetă acolo, nu este. Dar trebuie să aibă și pentru consumator o informație la ce oră acel preparat sau bucate culinare au fost așa, o întrebare. Verificați și cântarele care sunt folosite la ei acolo? Cântarele sau corectitudinea funcționării cântarelor nu este în atribuțiile Agenției Naționale pentru Siguranță. Trecem lejer aici de la... Aici vedem partea igienică, da, se verifică deci și... Luați toate datele să vedeți dacă nu sunt pe acolo stafilococ, evident, da, se prelevează probe cu privire la igienă, la starea de igienă și evident, da, la investigații microbiologice. Da, trecem lejer la alimentație publică, cafenele, restaurante, baruri, ospătării, statistica ultimelor controle. Sunt conforme cafenele, restaurantele noastre? Astăzi ați ales niște subiecte care practic nu pot să spun că unul sau altul este cu mai puțin risc. Evident că unitățile de alimentație publică sunt plasate și ele în dependență de ce domeniu desfășoară aceste unități. Dacă să vorbim de riscuri în perioada toamnă, a primăvară-toamnă, sub risc, un risc suplimentar sau sporit, se plasează sălile de festivități, unde are loc pregătirea sau manifestațiilor diferite, unde are loc o concentrație mare de persoane și evident că unii este desfășurat un proces tehnologic foarte valoros. Da, și avem foarte multe, apropo, acum. Este... Sunt destul de multe. Omul își petrece timpul, practic... Aceste săli de festivități prevede niște controle inopinate, anume sunt taxate pe petrecerea acestor controle în momentele de pregătire, deoarece anume acolo vedem
acea recepție masivă a materiei prime, corectitudinea acelei materii prime. Evident că verificăm meniul care este discutat și dacă este discutat cu acel comandatar, materia primă și așa mai departe, deoarece avem multe bucate care noi recomandăm în perioada caldă a anului să nu să se pregătească. Chiar moment, și așa este. Da, un moment foarte important, iarăși recomandativ, este ca să nu să se permită, recunosc și noi și operatorii recunosc că este greu de îndeplinit, dar să nu să se permită livrarea bucatelor a doua zi sau și așa mai departe, deoarece deja termenul lor poate fi pus. Și aici, pe această căldură, în afară de faptul că a doua zi, în decursul zilei, de dimineață până în seară, unele produse, dacă nu sunt păstrate, deja preparate mâncăruri, este nu adevărat. Sunt păstrate în frigider, ele deja se alterează. Și seara, dacă vii într-o cafenea, poți să-ți oferi un pireu deja alterat. Se întâmplă și așa cazuri, cu regret avem petiții care se adeveresc când un operator a încercat să plaseze pe piață un produs, inclusiv bucate gata, care nu mai sunt conforme. De câte ori pe zi vă duceți, sau cum se procedează cartea de reclamații, condica de reclamații, de câte ori se citește în cafenele acestea și restaurante? Condica de reclamații este acea sursă pentru consumator, unde el poate să-și expună toate gândurile, cât și bune, atât și rele. Pentru inspectorii ANSA este un ajutor în desfășurarea controlului oficial planificat. Atunci când noi petrecem acel control oficial, noi în mod obligatoriu trebuie să ne mai uităm să verificăm condica de reclamație, fiindcă acolo avem sau putem colecta multe informații ce se întâmplă pe parcursul. Deci noi avem toată încrederea că atunci când scrie acolo, condica de reclamație, ajunge. Acel inspector care face control oficial trebuie să o verifice și să se informeze de acolo cam ce obiecții sau reclamații a avut. Poate acel consumator n-a scris o reclamație oficială, dar el a avut o nemulțumire privire la desfășurarea sau privire la achiziția produsului sau unui serviciu. Și evident că acele constatări sau menționări în acele condici sunt iarăși o informație suplimentară pentru acel inspector să atragă atenție într-o parte sau alta mai mult sau mai puțin. Suntem deja pe final, regia îmi spune că nu mai avem nicio secundă, dar vreau la final să vă spun un singur lucru. Omul poate să aibă încredere că atunci când s-a întâmplat ceva și sună la, de exemplu, sună la 118 și spune dați-mi vă rog frumos, am găsit un produs expirat sau m-am otrăvit undeva, am scris în condica de reclamații, unde mă adresez, mie mi se spune două, Agenție de Protecție a Consumatorilor și în altă parte. Ei trebuie să vină la dumneavoastră să înțeleg. Pentru informarea consumatorului, tot ce ține de domeniul alimentar se adresează la Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, nivel central sau nivel teritorial, acela despre care noi am vorbit, evident linia fierbinte, evident acel Viber și încă un moment foarte important, noi ne-am propus tot să fim aproape de consumatori, o să vedeți și dumneavoastră, multe supermarkete din țară sunt instalate boxe cu inscripția ANSA, unii consumatori poate să plaseze acea reclamație cu obiecțiile lui față de un careva serviciu sau produs. Vă mulțumim, îmi promiteți că mai veniți, pentru că la începutul septembrie o să mai fie teme importante, mai comunicăm, mai informăm oamenii că asta este important. Da, evident că pentru informarea consumatorului, evident că o să fim prezenți și dacă o să ne invitați, o să cu vedem. Mare drag. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Dragii mei telespectatori, de astăzi și până la 1 august, echipa de creație a emisiunii de autor Noi despre Noi își ia vacanță. Vă mulțumim pentru că sunteți cu noi, pentru că împărtășiți aceleași idei și pentru că ne susțineți. Noi apreciem mult atitudinea dumneavoastră și vă promitem că perseverența și consecvența noastră nu se vor diminua. Vom reveni cu noi forțe și cu noi teme interesante orientate spre beneficiul societății. Pe curând!